Meseria este brățară de aur, spunea un proverb românesc. Acest lucru l-au înțeles și tinerii care se îndreaptă spre școlile profesionale. Ei învață încă de pe băncile școlii ce urmează să facă pe plan profesional. La Liceul Tehnologic Tudor Vladimirescu din Șimian învață 752 de persoane. Învățământ liceal, profesional și dual. De departe, cea mai mare atracție o reprezintă învățământul profesional structurat pe trei meserii de bază. Mecanic agricol, ospătar și bucătar. Acești tineri se pregătesc intens pentru a fi ospătari. Mihaela a absolvit deja școala profesională, a făcut practică la un agent economic, iar acum lucrează în domeniu. În partea dreaptă așezăm cuțitul cu partea ascuțită către farfuria suport. Mai departe, ce etapă urmează? Paharele. Paharele, te rog. Ce pahar avem? Pahar pentru? Apă. Da. Și? Pentru vin. Este o meserie foarte căutată, o meserie foarte bănoasă. Înveți, ai multe de învățat din această meserie, comunici cu oamenii. Înveți mai multe, adică aranjarea mesei, deparasarea, aducerea la mese, aranjarea salei de eveniment și mai multe. Practic și lucruri care te-ar putea ajuta și în viața de zi cu zi. Da. Ești la școala profesională? Da, profesională, ospătar bucătar. În 2 ani termin și sau în 3 ani termin? În 3 ani și după continui pe liceu, pe industria alimentară. Ești hotărât să mergi pe profesia de ospătar? Da. Deci cu această clasă de ospătar am avut succes în ultimii ani. Copiii aleg să îmbrățișeze această meserie de ospătar chelner, vânzător în unități de alimentație. Avem parteneriate cu agenții economici locali, stagiile de practică le efectuează la aceștia și, bineînțeles, mulți dintre ei își găsesc de lucru în această meserie, pentru că este o meserie bănoasă, că merg și la evenimente. Evenimentele, așa cum știm la noi, la români, sunt foarte importante, nunți, botezuri, și atunci ei găsesc de lucru și chiar dacă continuă liceul, chiar dacă vor să meargă la facultate, cu un certificat de calificare de ospătar, pot oricând să se angajeze și să mai facă un bănuț în plus. În acest atelier se prepară de zor produse de patiserie. Tinerii vor să lucreze în industria alimentară, iar pe lângă ce învață la școală, fac practică la agenții economici. Aceștia se pregătesc pentru piața forței de muncă, iar în momentul în care sunt încadrați la locurile de muncă, ei pornesc cu experiența din practică. Primul rând, pentru că este o profesie care nu va muri niciodată, este foarte căutată și mi-a plăcut. Deci, de mic am avut înclinație. Da, exact. De a găti de pe mama, pe bunica, să le ajut în bucătărie, și chiar mi-am dorit să profesez în Ai lucrat până acum? Adică ai făcut practică undeva? Da, am făcut și în oraș, la mai multe cofetării, patiserii, da? Și inclusiv avem săptămânal, o zi o avem dedicată numai practicii aici, în laborator. Crezi că e o profesie de viitor? Da, da. Și care nu va muri niciodată, adică este și va fi în permanență căutată. Ce îți place să faci cel mai mult? Cel mai mult, sincer, adică la produse vă referiți? Da, da, da. Cornurile cu gem și brânzoaiele. Am ales această profesie deoarece suntem oameni și avem nevoie de mâncare și mi s-a părut o profesie foarte interesantă, având în vedere că învățăm o grămadă de lucruri noi și preparate noi în special. Aici facem foarte mult, adică doar patiserie și cum ar fi cornulețe, brânzoaie, brioșe și tot felul. Și e foarte interesant și mi se pare că este o meserie de viitor. Probabil voi continua pe asta, nu știu încă pentru că este prea devreme să mă decid, dar momentan e ceva de viitor. Ți se potrivește? Ți se pare că ți se potrivește și te ajută? Da, mi se pare că mi se potrivește și mă și ajută deoarece eu am fost mereu o persoană căreia i-a plăcut să învețe lucruri noi și mi se pare că aici, învățând în fiecare zi preparate noi, e ceva ideal. E o meserie pe care eu o recomand și celor de la liceu de aici. Îi susțin cu tot ce pot, îi aștept în practică, au mai fost elevii la noi în practică, în laborator, și aștept să-i învățăm tainele acestei meserii. E greu să-i capacitați, să-i îndreptați către profesia asta? Dacă există pasiune, nu.
pentru că trebuie să, în primul rând, să ne placă ceea ce facem. În alte ateliere și pe teren, tinerii se pregătesc pentru a lucra în domeniul agricol. Este un domeniu în care tinerii pot câștiga venituri serioase. Mai mult, există și căutare pe piața forței de muncă. Pentru pornirea tractorului, scoate maneta pe liber, pune contactul, după care apasă butonul de pornire și ține puțin accelerația de mână. În urma orelor de conducere, au învățat să meargă cu tractorul, să conducem cu el fără remorcă, după care vom face ore cu remorca pentru a putea obține categoria teren. Vă gândiți la ce ați putea să întrebarea asta? Că mi-e drag să lucrez cu utilajele, să lucrez ca mecanic și am și avantaje la această școală. E o profesie căutată? Da, da, este căutată, e și bănoasă. Cel mai important să pregătim elevii, să-i aducem în practică la noi în ferme, în firme, să învețe, să obișnuiască și, bineînțeles, ar fi o posibilitate, un viitor loc de muncă al lor. Noi deja, societatea noastră, avem deja o colaborare pe învățământul dual cu liceul din Șimian și ne dorim să colaborăm, să pregătim acești elevi, pentru că ei sunt viitorul nostru. Ei sunt viitorii muncitori, ingineri ai României, care va trebui să ducă mai departe, să lucreze în țară, să nu mai plece în străinătate. Tinerii care îmbrățișează o meserie și se înscriu la învățământul dual au parte de anumite beneficii. Primesc 300 de lei din partea liceului și 300 de la societatea comercială la care desfășoară practica. Primul profil cel mai important este cel de mecanic agricol. Avem 3 ateliere foarte bine dotate, recondiționate, dacă pot să spun așa, cu tractoare noi, tractor nou, tractor vechi, care funcționează perfect și utilajele lor. Avem un laborator de ospătari, la fel de bine dotat, unde copiii învață cum să facă mise-en-place-ul și toate procedurile care se întâmplă într-un restaurant. Și avem un laborator de patiserie pentru clasa de liceu, brutari patiseri. Iar pe viitor avem o clasă de bucătari anul acesta în clasa 9, unde organizăm și reorganizăm un laborator de gastronomie. Într-o societate în care tot mai mulți tineri optează pentru profesii din ce în ce mai sofisticate și de viitor, acești tineri reușesc să mențină pilonii societății prin practicarea vechilor meserii.